Sigur, sunt și în anumite situații sociale foarte delicate. Vom mai face o analiză în Comisia de Socială, dar vom fi mult mai fermi pentru că sunt mulți care nu plătesc chiriile de ani și ani de zile. Chirii care nu sunt foarte mari, nu este posibil. Știm că este greu de bani, cunoaștem greutățile care se confruntă cetățenii, dar este și o sfidare, nu se poate. 3, 4, 5 ani de zile să nu dai niciun leu, dar niciun leu. Nu știu, dai 10 lei, 100 de lei vechi, pe lună, măcar cât de cât, un act de bunăvoință, dar consider că este o sfidare să nu plătești 5 ani de zile niciun leu pentru chirie. De aceea vom mai analiza încă o dată să luăm decizia cea mai corectă. V-am spus că sunt câteva cazuri sociale deosebite, oameni bătuți de soartă, vom vedea aceste cazuri deosebite, iar restul vor fi evacuați. Până acum, primăria Suceava are 10 sentințe pentru evacuarea răuplatnicilor din locuințele ANL sau cele sociale pe care le deține. Deși li s-au reținut garanțiile depuse, acestea nu acoperă restanțele acumulate de-a lungul timpului, deși chiriile pentru astfel de locuințe sunt modice. Pe de altă parte, alte 11 locuințe ANL vor fi date în chirie sucevenilor care se află incluși pe lista de priorități în funcție de punctajele obținute. Este vorba despre 9 apartamente și 2 garsoniere situate atât în zona metro cât și în Burdujeni.